Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Trei persoane implicate în dosarul de trafic de influență în care a fost cercetat fostul ministru al mediului, Borbély Laszlo, au fost condamnate ieri de Tribunalul Satu Mare la pedepse cu închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe diverse perioade. Borbély Laszlo a fost singurul care nu a fost condamnat în dosar de către Tribunalul Satu Mare. În cadrul dosarului de trafic de influență în care a fost cercetat și fostul ministru al mediului Borbély Laszlo, unul dintre inculpații, Ioan Ciocan, a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, dispunându-se suspendarea condiționată a executării pedepsei, stabilind un termen de încercare de 4 ani. Aceeași pedeapsă a primit-o și inculpatul Anton Molnar. Instanța a dispus confiscarea sumei de 112.199 de lei, aparținând inculpatului Anton Molnar, pentru care s-a instituit și se menține sechestrul asigurator asupra unui imobil situat în Târgu Mureș. Borbély Laszlo a fost singurul care nu a fost condamnat în dosar de către Tribunalul Satu Mare, pentru că Parlamentul a respins de 2 ori, ultima dată în martie 2015, cererea DNA de încuvințare a începerii urmăririi penale a acestuia. Fostul ministru al mediului, Borbély Laszlo, a fost condamnat începând cu 2011 de DNA Oradea într-un presupus caz de trafic de influență privind atribuirea unor contracte de lucrări ale Administrației Naționale a Apelor Române către o firmă din Negrești, Oaș. Această firmă pe care ministrul mediului ar fi favorizat-o conform DNA a primit 37 de lucrări publice, 34 dintre ele de la Apelor Române, în valoare de peste 310 milioane de lei, 18 în timpul mandatului demnitarului. Municipalitatea Târgu Mureșan a pregătit astăzi surprize doamnelor și domnișoarelor angajate în instituțiile private din oraș. Acestea au fost întâmpinate cu flori și un gând bun la început de primăvară. Vă dorim sărbători fericite, că e o sărbătoare astăzi, să fiți minunate, la fel ca în fiecare an. Multă, multă sănătate, tot ce vă doriți, zâmbete și multe bucurii. La mulți ani de urmați! Să rămâne! Odată cu reînvierea naturii și ivirea colțului verde al ierbii și sufletul târgumureșencelor a fost răsfățat. Cu toate că și astăzi, fiind o zi specială pentru toate femeile, acestea se aflau la muncă. Însă florile și gândurile bune le-au adus un zâmbet pe chip. La Târgu Mureș avem o tradiție, în fiecare zi de 8 martie oferim din partea primăriei Târgu Mureș și a Consiliului Local tuturor doamnelor, domnișoarelor, flori. Le dorim multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Le mulțumim societăților și instituțiilor care ne-au primit. Vom veni și la anul. Toate cele bune! Ziua Internațională a Femeii celebrează realizările, actele de curaj și rolul extraordinar al femeilor în istorie și în societatea de astăzi. Este deja o obișnuință care ne-a făcut-o primăria de mulți ani de zile, ca în fiecare an de Ziua Femeii, 8 martie, să vină să le ofere câte o floare. Suntem foarte impresionați, le mulțumim și așteptăm în continuare când pot și cu ce pot să vină, chiar și cu o floare. Muncesc de dimineața până seara pentru a asigura un trai mai bun familiei. Da, despre femei este vorba, cele care dau frumusețe orașului nostru și cele pentru care o floare le mângâie sufletul. Foarte frumos din partea primăriei, în fiecare a mine. Mulțumim frumos! De cât timp munciți aici? 12 ani. Și cum vă place? Da, da. Suntem respectați, bun. Am un lucru. Da. Ce vă doriți acum că e luna martie, luna femeii? Mai bine să fim respectați, sănătate. Și... pentru toate femeile, îndepliniri cât mai multe și toate cele bune. În prezent, o zi a bucuriei pentru toate femeile care primesc flori și diferite cadouri, sărbătoarea de 8 martie a fost percepută mult timp drept un moment în care erau afirmate drepturile sociale și politice ale femeilor, precum și progresele făcute în ceea ce le privește. 8 martie este ziua dedicată femeii, când, pentru câteva momente, ne îndreptăm gândul spre mamele, bunicile noastre și le transmitem cele mai sincere urări. De ziua mamei Prichindei, care participă la cursurile grădiniței cu program prelungit numărul 16 din Târgu Mureș, și-a arătat dragostea într-un mod specific vârstei, prin cântece și poezii, în cadrul unei sărbări. De ziua
Dragostea față de mama și celebrarea acesteia în ziua de 8 martie este încurajată de educatoarele grădiniței cu program prelungit numărul 16 din Târgu Mureș. Acestea au dedicat zile pregătirii momentului festiv, selectând cele mai frumoase poezii, adaptate vârstei copilașilor din grupa lor. Cum s-au pregătit micuții pentru mamele? Cu foarte multă emoție. Este o perioadă încărcată de o mulțime de sentimente. Copiii sunt extrem de doritori să-și vadă mamele în această zi. Am pregătit cântecele, poezii, o mulțime de dedicații speciale pentru ele. Surpriza a fost cu atât mai mare pentru doamne, cu cât în pregătirea acestor momente artistice au fost implicați tăticii, care i-au ajutat pe micuți să învețe versuri pentru cea mai minunată ființă de pe pământ. Sunt nerăbdători, au așteptat. Noi am tot discutat în săptămânile anterioare despre acest eveniment și au așteptat cu nerăbdare. Mă tot întrebau câte nopți mai sunt, când facem serbare, așteptau. Și mai ales că e o zi atât de drăguță în care ei pot să-și petreacă ziua împreună cu mămicile lor aici la grupă. Pe chipurile inocente se putea citi nerăbdarea de a recita, fiecare prichindel oferind mămicii sale cele mai frumoase daruri lucrate chiar de mânuțele lor. Dragostea a fost mărturisită în cel mai sincer mod, prin cuvinte simple care ajung să emoționeze profund pe cei mari. Foarte mult o iubesc și înseamnă o dragoste pentru mine. Știți, copii, ce este mama și voi cum să o prețuiți? Când va fi bătrână tare, veți putea voi să o îngrijiți și să vă gândiți atunci câte nopți ne-a dormit pentru a noastră sănătate, câte mult s-a chinuit. Copilați, întotdeauna fiți cu mine să o ascultați, să o iubiți și să o stimați. I-am transmis că o iubesc până la cer și înapoi. E frumos ca o floricică. Ce ai pregătit-o astăzi? O poezie sau un cântece? O poezie. La finalul sărbării, mămicile nu au plecat cu mâinile goale. Pe lângă micile atenție, acestea au avut în brațe cel mai de preț cadou primit de la viață, copilașii care le înseninează fiecare zi. Stațiile de tratare a apei din Luduș și Iernut au fost reabilitate cu ajutorul fondurilor europene. Investiția în valoare de peste 22 de milioane de lei include atât reabilitarea unor obiective existente, cât și construirea unora noi, astfel încât fluxul tehnologic să asigure tratarea apei la nivelul cerințelor legislative în vigoare. Prin montarea de echipamente noi s-au modernizat procesele de tratare, respectiv sistemul de predecantare, sistemul de decantare, sistemul de filtrare cu nisip și sistemul de dezinfecție a apei prin utilizarea de clor gazos. La stația de tratare a apei din Iernut s-au introdus etape noi pe fluxul tehnologic, respectiv preoxidarea cu dioxid de clor, ozonizarea și filtrarea prin cărbune activ. Procesele tehnologice din cele două stații de tratare a apei vor fi monitorizate online. O investiție de peste 22 de milioane făcută cu ajutorul fondurilor europene, prin care locuitorii din Iernut și Luduș au la robinet apă mai bună tratată, s-a modernizat procesul de tratare. Odată cu recepționarea stațiilor de tratare a apei, practic locuitorii din Luduș și Iernut sunt primii care beneficiază în întregime de fondurile europene, deoarece tot cu ajutorul Uniunii Europene au fost reabilitate și extinse rețelele de apă și canalizare, precum și stațiile de tratare a apei din cele două localități. De asemenea, în Luduș a fost construită o nouă stație de epurare, iar cea din Iernut a fost modernizată. În total, cu ajutorul Uniunii Europene, compania Aquaser va investi peste 82 de milioane de lei în infrastructura cu apă potabilă și canalizare din cele două comunități mureșene. Micuță, dar cochetă, sala de expoziții de ISIS oferă un cadou vizual doamnelor și domnișoarelor pasionate de arta plastică. Acestea vor putea vizita expoziția aniversară a artistei Cristina Petria, Ceasul cu flori, aceasta fiind o colecție de suflet a pictorului. Inspirată de frumusețea și gingășia florilor, artistul plastic Cristina Petria a așternut pe pânză cele mai frumoase trăiri expuse prin culorile vii ale tablourilor sale. Fiind un moment important pentru ea, data de 8 martie, având o dublă semnificație, Cristina Petria a dorit ca de ziua sa să ofere zâmbete doamnelor și domnișoarelor, care vor trece pragul sălii de expoziție. Este un stil tributar stilului impresionist pe care l-am adorat de când am făcut studiile de specialitate. Vreau să zic că se spune că nimic nu este nou în artă, dar eu declar sus și tare că mă încadrez împreună cu creațiile mele în original. Vreau să zic că fiecare lucrare este absolut, absolut personală.
Lumea culorilor și simbolul naturii descris în lucrările artistei au fost admirate și analizate de curioși. Pentru o mare parte dintre doamne, floarea este un simbol care aduce mereu zâmbete pe chipuri și în suflet. E o expoziție foarte frumoasă, mi se pare extraordinar. Și trandafirii, și florile, și animalele sunt foarte, foarte redate. Mi se pare minunat, atâtea flori acum când încă natura nu a înflorit, foarte frumoasă e. Se vede că e făcută de femeie, uite și acolo, cât e de frumos tabloul ăla. Îmi place că e vie, este dinamică, cum să zic, colorată. Nu știu, v-am zis, nu sunt cunoscătoare, mie asta îmi place, că este vie, vie înseamnă că încălzește sufletul. Pasionații de artă pot vizita colecția artistei Cristina Petria până în data de 15 martie. Culorile care au însuflețit pânzele albe vor stârni bucuria primăverii. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, prin serviciul rutier, desfășoară în cursul acestei săptămâni o acțiune preventivă și președintele UNEPR Mureș, Claudiu Puiac, este de părere că recenta demisia lui Gabriel Oprea este un gest fără precedent în politica românească. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, prin serviciul rutier, desfășoară în cursul acestei săptămâni o acțiune preventivă pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză. Vor fi folosite toate echipamentele de supraveghere video a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotare. În perioada 7-13 martie, polițiștii rutieri, împreună cu cei de ordine publică, vor acționa la nivel județean pentru depistarea și sancționarea abaterilor rutiere, în special a celor privind nerespectarea regimului legal de viteză. Pentru depistarea în trafic a conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză și sancționarea promptă a acestora, se vor folosi toate echipamentele de supraveghere video a traficului rutier și de măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotare amplasate în sistem cascadă. Președintele UNEPR Mureș, Claudiu Puiac, este de părere că recenta demisia lui Gabriel Oprea este un gest fără precedent în politica românească, care alături de scrisoarea către președintele Senatului României, prin care cere un tratament similar cu al oricărui simplu cetățean, demonstrează modalitatea demnă de onoare militară, cu care fostul lider al UNEPR a înțeles să se pună la dispoziția justiției, servind cauza adevărului, dreptății și interesului național. Nu este moment ușor nici pentru UNEPR Mureș, filială progresistă, în care Gabriel Oprea s-a bucurat de un deosebit respect. Progresiștii mureșeni știu bine ce a făcut Oprea pentru partid și țară și așteaptă deplina clarificarea situației juridice a generalului, încrezători în nevinovăția și probitatea sa morală. Primul premiu obținut în Canada de filmul Billion Star Hotel este Royal Reel Winner Future Competition la Canada International Film Festival. În total, filmul a ajuns la 13 premii obținute. Billion Star Hotel este un film realizat în regia lui Alex Năstoiu, având în rolurile principale pe Rudy Moca, Nicu Mihoc, Dan Rădulescu și Teo Marton. Este reconstituirea dramelor sufletești a trei personaje aparent ciudate, Sică Generalul, Panait Surdu și Artur Popescu, care se întâlnesc într-un moment zero, într-un tren al vieții. Este o poveste cârpită din povești, spusă cu răbdare de tata Rudy unui puști atent, care înfulecă povestea și cu minuțiozitate ordonează piesele acestui puzzle cu mii și mii de stele pe el. În Sighișoara se spune că numărul femeilor este atât de mare încât sunt 7 femei la un bărbat. În aceste condiții, peste 600 de doamne și domnișoare au petrecut la cea de-a treia ediție a petrecerii anuale de Ziua Femeii. Organizatorii au avut grijă ca la final fiecare femeie să primească câte o floare. Duminică, la orele amiezii, doamnele și domnișoarele frumos gătite s-au adunat la un cunoscut restaurant din Sighișoara pentru a sărbători în avans Ziua Internațională a Femeii. Organizatorii Uniunea Independentă pentru Sighișoara și Liga Pensionarilor din Sighișoara au avut grijă ca doamnele să aibă o zi în care să uite de griji și să se distreze. Consider, atât eu cât și colegii mei, că femeile au un rol foarte important în societate. De aceea avem și această organizație. Consider că împreună putem și trebuie să reușim să ne implicăm pentru a schimba lucrurile în bine. Nu putem reuși fără ajutorul nostru decât împreună. Imediat ce muzica a pornit, ringul de dans a devenit neîncăpător, iar doamnele și domnișoarele au realizat adevărate coreografii.
domnișoarele prezente la petrecere au ajuns la câteva concluzii clare, dar au și profitat de ocazie pentru a face urări persoanelor dragi. Mă simt foarte bine. Petrecerea asta este dovada clară a faptului că noi, femeile, ne putem descurca și fără bărbați. Mama, vreau să spun că te iubesc foarte mult, îți urez la mulți ani și să știi că tu pentru mine ești o super mamă. Cele mai norocoase dintre participante au avut ocazia să câștige chiar și premii în cadrul unei tombole. Bun, acolo sus e cineva cu seria A. Bine, acum o să înțeleg. Bun, bravo. Roșu va purta noroc astăzi. Aici, la colegele mele, vă rog. Petrecerea a continuat până seara târziu, atunci când organizatorii le-au dăruit doamnelor și domnișoarelor câte o floare în semn de mulțumire. Educația tehnologică a constituit disciplina de olimpiadă pentru elevii pasionați de materiile tehnice. Școala gimnazială Florea Bogdan din Reghin, cu susținerea primăriei municipiului, a găzduit faza județeană a Olimpiadei de Educație Tehnologică, în cadrul căreia 110 elevi s-au întrecut în proba scrisă și practică pentru a-și dovedi deprinderile și pasiunile pentru această materie. Olimpiada a debutat cu deschidere oficială din sala festivă a instituției de învățământ, unde primarul municipiului Reghin și-a arătat recunoștința pentru profesionalismul de care dau dovadă directorii instituțiilor școlare reghinene. Este o activitate care îmi dă numai satisfacții și mai puține probleme, pentru că am conducători de instituții foarte, foarte responsabili și am sprijinul lor în tot ceea ce facem și, ținând cont că ei muncesc pentru copiii noștri și pentru viitorul nostru, este normal să mă implic și eu. Reprezentanții instituției s-au arătat foarte încântați de oportunitatea de a găzdui faza județeană olimpiadei. Suntem onorați să fim gazde și să primim oaspeți dragi. Este un eveniment pentru care noi ne-am pregătit, vrem să fie la cele mai înalte standarde, nu-mi rămâne decât să le urez participanților mult, mult succes și mai aștept și cu alte ocazii. Disciplina educație tehnologică, deși în planurile cadru de învățământ ale claselor de gimnaziu se bucură doar de o oră pe săptămână, constituie o materie importantă în dezvoltarea elevilor pentru viitorul traseu educațional. Este o disciplină de clasele 5-8 cu câte o oră pe săptămână, în care copilul în clasa 8-a poate să hotărască în funcție de aptitudinile, competențele care le dobândește, la ce liceu poate să meargă. Și ne bucurăm că orientarea inspectoratului școlar este spre acest învățământ profesional, care, din păcate, iată, după ce s-a reintrodus, este considerat și acum pentru copiii slab la învățătură. Nu este adevărat. Nu este adevărat. România are în acest moment nevoie foarte, foarte mare de oameni meseriași. Participanții au lăsat acasă emoțiile, aducând cu ei doar multă informație și cunoștințele necesare care se califice în faza națională, care se va desfășura la Iași. Cât timp te-ai pregătit? Cam 2 luni. De ce ai ales educația tehnologică? Pentru că e o materie frumoasă și anii trecuți am participat la olimpiadă. Ar fi o realizare pentru tine să mergi în etapa următoare? Da. De ce ai ales educația tehnologică? Îmi place. Care ar fi subiectul care ți-ar pica ție pe placă astăzi? Cu planurile de casă. Mă descurc cel mai bine acolo. Te visezi un viitor arhitect? Nu chiar. Pentru anul viitor sunt șanse foarte mari ca etapa finală Olimpiadei de Educație Tehnologică să fie găzduită de către municipiul Reghin. Pentru că tradiția va fi mereu la loc de cinste, municipiul Reghin, Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, ansamblul artistic Stejerelul, alături de Clubul Copiilor, a organizat activitatea cultural-artistică dedicată zilei de 8 martie, sub genericul Dragul mi să vin să joc, în care ansamblurile folclorice au pregătit cele mai frumoase momente tradiționale pentru toate doamnele și domnișoarele. Spectacolul a ajuns deja o tradiție. Ansamblul folcloric Stejerelul al Casei de Cultură a Tineretului George Enescu, dorindu-l să aducă de fiecare dată bucuria primăverii în sufletele mamelor prin frumusețea tradiției. Sala a fost arhiplină, ne bucurăm enorm de mult că reghinenii noștri răspund prompt la semnalele sau la momentele deosebite pe care noi vrem să le oferim lor, până la urma urmei, și nu în ultimul rând trebuie să mulțumim celor care au urcat pe scenă, ansamblul care a adus momente importante, importante pentru noi, pentru ei și pentru comunitatea noastră și tuturor celor care ne-au susținut și ne susțin în continuare. Pe lângă dansurile populare aduse în scenă de către ansamblurile Stejerelul, Vatra Dorului, Floricică de Petău și Plaiuri Mureșene, și-a făcut loc și un moment de dans modern, care a fost la fel de îndrăgit de publicul prezent. Clasele 0 și 1 a fost minunat să-i văd, pentru că ei, prin simpla prezența lor, deja încântă publicul și încântă părinții și a fost chiar super. Doamnele din sală s-au simțit cele mai mândre bunici și mămici, care s-au bucurat de fiecare moment adus în scenă, în special de cei mici.
a părut spectacolul din această seară? Super, super frumos. Ați avut copii care au evoluat pe scenă? Da, foarte frumos. Ați avut nepoței pe scenă? Am și nepot și nepoțică. Dansurile populare au fost la înălțime, mai ales că am dansatori și nepoțica Bianca Pop, care au cântat și au jucat cu fratele ei, Bogdan. Spectacolul cultural-artistic a reușit să aducă primăvara în sufletul doamnelor și să le ofere prilejul de a simți încă o dată în plus cât de importante sunt pentru cei din jur și nu numai. Aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail stirearond.tv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea Știi TV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută. La revedere!